Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Laura și bine ați venit în bucătăria mea! Vom face astăzi împreună ciorbă de ciuperci pleurotus sau ciorbă falsă de burtă, așa că vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vă prezenta ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de ciuperci pleurotus, 2 morcovi, un păstârnac, o ceapă, jumătate de țelină, un ardei capia, 200 de grame de smântână, 2 gălbenușuri, 5 căței de usturoi, sare, piper, oțet, ulei și 2 litri jumătate de apă fierbinte. Radem țelina prin răzătoarea mare. Păstârnacul. Și morcovul. Tocăm mărunt ceapa. Tăiem ciupercile în fușii, așa cum am tăiat burta pentru adevărata ciorbă de burtă. Într-o tigaie preîncălzită punem 3 linguri de ulei. Adăugăm ceapa. Morcovul ras. Țelina. Păstârnacul. Amestecăm și le vom lăsa 5 minute să se călească. Apoi turnăm apa fierbinte . Punem ciupercile. Condimentăm cu sare și piper. Și lăsăm ciorba să fiarbă la foc mic, aproximativ 30 de minute. Între timp, tăiem ardeiul capia în bastonașe.
zdrobim usturoiul. Smântâna peste gălbenușuri și omogenizăm. Când ciupercile sunt fierte, punem usturoiul zdrobit în ciorbă. Ardeiul capia condimentăm cu sare și piper dacă mai este nevoie, amestecăm, gustăm și mai lăsăm să fiarbă aproximativ 5 minute. Închidem aragazul, punem cam 3-4 polonice cu ciorbă peste amestecul de smântână și gălbenuș și omogenizăm. Îl răsturnăm în oala cu ciorbă în timp ce amestecăm. Să nu turnați deodată amestecul de smântână și gălbenuș în ciorba fierbinte, pentru că riscați să se brânzească. Ciorba se poate servi imediat fierbinte, cu puțin pătrunjel tocat deasupra, alături de smântână, ardei iute, oțet sau piper, după gustul fiecăruia. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc poftă bună! Nu uitați să-mi dați un like și un share! La revedere!